ce e asta? Dacă am înțeles bine, la început anului viitor, da? Va fi da. Posibil. Răspunde sau? Da, răspunde domnul rector. Da. Practic asta înseamnă că colegii din Republica Moldova, de la Vama și de la Poliția de Frontieră, vor realiza această activitate pe teritoriul României la un singur filtru. Asta ce înseamnă? Călătorul când trece frontiera nu are de așteptat la două bariere. Stă la o singură barieră, noi îi facem controlul potrivit reglementărilor unionale, Uniunea Europeană și românești, iar dânșii fac controlul din punct de vedere al reglementărilor Republicii Moldova și astfel el va fi scutit de neplăcerea așteptării încă o dată la un alt filtru. Preconizăm că data de 1 ianuarie, adică 1 ianuarie, poate că după sărbătorile care sunt specifice începutului de an, acest proiect să fie materializat, pentru că dacă nu mă înșel, în luna septembrie anul ăsta va avea loc subcomitetul Uniunii Europene cu Moldova, exact, pe problematică vamală și acolo urmează să fie aprobați termenii de referință și adică întreg proiectul de către Uniunea Europeană și atunci într-o perioadă mai scurtă putem să-l și implementăm. Implementăm, da.